Cum de altfel este și observația că unul dintre cele mai de succes emisiuni TV din România este MasterChef. Și stau și mă gândesc, în bapula, ce țară de oameni care mănâncă dimineața covriș, dar seara hai să vedem cum se face vita. Foarte important, câte secunde se ține, că eu mâine când mă duc să-mi iau sana cu merdenele, trebuie să știu cum arată un somon fume bine făcut. Și apropo de gătit, în perioada asta când am stat acasă, am gătit destul de mult. E așa o pasiune nouă pe care am descoperit. Și la un moment dat am tăiat un cartof să-l gătesc și am găsit o cruce în el. Asta e vreodată un cartof și ați găsit o cruce în el? Probabil știți că sunt foarte mulți români care taie un cartof și opa, e crucea. Păi și în momentul ăla m-am gândit că eu sunt de la Dumnezeu. Păi stăteam în bucătărie, că nu gătesc în sfragie, stăteam în bucătărie și am zis, asta e un semn de la Dumnezeu, e o cruce, Dumnezeu trebuie să-mi zică ceva. Dar apoi am stat și m-am gândit că structurile materiale din carbon formează axe de 90 de grade. Și am zis, păi, până s-ar putea să fie și asta. Sau s-ar putea să fie pareidolia. Pareidolia este un stimul... Nu fi analfabet, taci un pic. Și zici să faci cultură, înțeleg. Pareidolia este un stimul vizual în care creierul caută să compenseze o lipsă de informație aproximă niște ori. E ca atunci când vă uitați la nori și credeți că vedeți iepurași. Sunt doar nori, nu înseamnă nimic. Și e foarte grea. Pareidolia e din greacă, de la parei, care înseamnă apărea, și idolia, care înseamnă imagine. Am avut și ori și Moldova, s-o obișnuit. Și e foarte interesant că din momentul ăla am început să mă afund și mai mult în... Săream cartoful meu și mă băi, ce limba greacă, foarte interesant, pentru că este o limbă indo-europeană, care se trage în limbile proto-indo-europene. Nu știu dacă știți, dar limbile indo-europene, inclusiv limba română este o limbă indo-europeană. Și foarte multe limbe din zona asta indo-europene. Pentru că ele preponderent au apărut în Caucaz. Și Caucazul este o zonă extraordinar de importantă istoric. Mie mi-a mult să gătesc. Pentru că întotdeauna așa ca să văd, dar până rușii nu se bat degeaba pe Abhazia și pe Georgia, pentru că e o zonă foarte mult potențial. Pentru că e o zonă cu foarte multe resurse. N-ai cu cine. Asta e România, domnule. România. Și de ce se bat ei pe Caucaz? Pentru că acolo ai resurse. Ai petrol, ai aur, ai argint, ai molibden. Molibden. Epola. Ai găsit? Da? Și molibden este un metal tranzacțional din grupa 6-a, elementul 42 din tabelul Mendeleev. Și Mendeleev este un nene chimist care a murit în 1907 și a fost atât de capabil încât a prezis metale pe care el nu le-a descoperit. Și cu toate astea, eu cred că era un semn de la Dumnezeu. Eu m-am uitat la cartoful ăla și am zis, Doamne, cred că Dumnezeu vrea să-mi zică ceva. Și am făcut orez. Serios?